Ce piesă scrie, o scriu, îi dau un telefon lui în faza de embrion. Da, lui îi place, nu știu ce, aș fi vrut să scrie o piesă vocală. Da. Este atât de talentat, iese din el atâta muzică, ce pregai de acolo cu mine, da? Da, asta. Atâta muzică, încât e o plăcere să stai de vorbă cu el. Într-un concert pe care el l-a organizat de muzică românească, i-am dorit să continue nebunia mea față de acest gen pe care îl iubesc până la sfârșitul vieții mele, până la ultima picătură de viață, muzica ușoară românească. Am trăit pentru ea, am trăit datorită ei, adică prin dumneavoastră. Sper să vă fi oferit o bucățică din mine ca să știți de ce am iubit. Trebuie și el să continue, pentru că cineva trebuie să continue, că dispărem acolo. Cum dispărem ca națiune. M-ați înțeles? Da, poate pentru că nimic nu este întâmplător în viață, n-aș fi spus asta, dar pentru că puțin mai devreme am vorbit despre momentul acela greu, trebuie să vă spun că Andrei Tudor este născut în aceeași zi în care era născut Ionuț, băiatul lui Horia Moculescu. Poate că așa se leagă lucrurile și de aceea îl consideră copilul de suflet al lui și continuatorul lui muzica ușoară românească. Știu că sunteți în formă fizică, lăsați-mă pe mine. Nu sunt în formă fizică. A scăpat de baston. Dacă cumva mergeți pe stradă și auziți un claxon de bicicletă, să știți că nu e bicicletă, este Moculescu, care și-a pus la baston claxon de bicicletă, și-a pus bec și m-a anunțat oficial, pentru că a venit vara, își va pune și stropitoare! Mulțumim, Titus, îți mulțumim, îți sunt recunoscătoare pentru baston. Da, doamnelor și domnilor, avem o poveste atipică în muzica ușoară românească și cumva este continuarea acelei pledoarii despre care vă vorbeam, a prieteniei reale. V-am vorbit despre prietenia dintre Horia Moculescu și Vasile Veselovski, dar surprinzător este faptul că în anul 2022, dacă nu mă... Nu, acum când s-a întâmplat? Nu e adevărat, eram în pandemie, când ne-am întâlnit cu măști pe față. Valentin, când am scris eu piesa. Nu vorbim de același lucru, poate? Eu vorbesc de lansare. De la, nu, când te-am adus eu piesa, Valentin? 2018, și lansarea a avut loc? Niciun lansare, ascultați-mă, vă rog, este o chestie foarte frumoasă de prietenie. Așa am supraviețuit cu el, da. Atâția ani. În vracurile mele de hârtii, că n-am un vrac, am mai multe, da? Și făcând ordine, un fel de ordine, da? Găsesc un A4. Când mă uit, scrisul Veselovski. Și poate la mine dosarul așa. Când mă uit, era scris Mon Amour, nu știu ce era. Acesta pian foarte frumoasă piesă. N-avea versuri. Erau începutul scrise de versurile lui, nu? De versurile lui. Păi cum să le fac eu lor o bucurie copiilor? Am vorbit cu Aurel Storin, Dumnezeu de viață. Era aici tot Aurel. Am fost prieten, tu cu Veselovski, cum am subliniat. Te rog, completează versurile aici. Mi-a completat versurile, m-am dus la familie, au început să plângă, uite, tata, uite, bunicul, uite, uite. Da. După care am zis, nu se poate, că moare, dacă o când numai eu, e o nenorocire, deci mai câte cineva să ridice stacheta. Și am făcut un duet cu o doamnă care a fost excepțională în această colaborare. Excepțional. Vrei să intri puțin? Doamnelor și domnilor! Vreau să intre singură. Haide, neanunțată. Nici să șoptesc, n-am voie. Ce vrei mai mult? Bună seara! Bună seara, Nico! Prieten! Am foarte mare, v-am ce să știți. Și încerc să restăpânesc, dar nu acum. Vreau să-ți mulțumesc, Horia, pentru faptul că sunt aici. Alături de toți cei dragi ție, alături de oameni care te iubesc, care sunt în această seară, îți mulțumesc pentru piesele pe care mi le-ai încredințat, îți mulțumesc pentru toată... Ce fel de prieten am fost cu Veselovski dacă în concertul Moculescu îi cânt două piese al lui Veselovski? Asta e prietenie, nu? Bun, ești de acord, ții cu? A treia o să fie la... Da. Mi-am adus la mine și câteva chestii, că știu că întotdeauna așa repetiții când mergeam la atenție să cântă, noi ne încălzeam cu... Da, sigur. Da. Deci... E tant chestia asta, că e cânta cum e la bază. Ce v-am spus? A, și vreți să o cântăm și acum? E
Eu m-am pregătit, maestre. Mon amour, aveți prieteni? Aveți, așa, aveți un telefon? Mico, mon amour! Mon amour, pentru mine astfel te numești. Mon amour, vreau să știe lumea cine ești. Sponsorii noștri te așteaptă, Magnolia, Oșan și Catena. O seară cât se poate de frumoasă și vă mulțumesc pentru emoțiile create în această seară și pentru invitație. Cu tot sufletul. Și pentru că există, Horia. Îți mulțumim. Cu tot sufletul întotdeauna pentru artiștii minunați care ne